Voastre și veți deschide porți veșnice și va intra împăratul măririi. Cine este acela împărat al măririi? Domnul cel mare, stăpânul cerului și al pământului, acela este împăratul măririi. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă deschideți porți veșnice și va intra împăratul măririi. Și cine este acela împărat al măririi? Domnul cel tare și puternic, Domnul puterilor, acela este împăratul măririi. Deschideți voi porțile voastre și vă veți deschide porți veșnice și va intra împăratul măririi. Cine este acela împărat al măririi? Domnul cel mare, stăpânul cerului și al pământului, acela este împăratul măririi. Hristos a înviat din mort, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte, viață de Dumnezeule, cu harul tău.
poate dori. Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Ne-a dăruit nouă viață veșnică, închinăm-ne învierii Lui, celei de-a treia zi. Să nu se îndoiască nici de cum, căci cu nimic nu va fi păgubit. De-a întârzia cineva până în ceasul al nouălea să se apropie, nici de cum îndoindu-se,
de ajuns cineva abia în ceasul al 11-lea să nu se teamă din pricina întârzierii, căci darnic fiind stăpânul, primește pe cel de pe urmă ca și pe cel din tâi, odihnește pe cel din al 11-lea ceas ca și pe cel ce a lucrat din ceasul din tâi, și pe cel de pe urmă miluiește și pe cel din tâi mângâie, și aceluia plătește și acestuia dăruiește, și faptele le primește și gândul îl ține în seamă, și lucrul prețuiește și voința o laudă. Pentru aceasta intrați toți într-o bucuria Domnului nostru, și cei din tâi și cei de-al doilea luați plată. Bogații și săracii, împreună bucurați-vă! Cei ce v-ați înfrânat și cei leneși, cinstiți ziua! Cei ce ați postit și cei ce n-ați postit, veseliți-vă astăzi! Masa este plină, ospătați-vă toți, vițelul este mult, nimeni să nu iasă flămând, gustați toți din ospățul credinței, împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății. Să nu se plângă nimeni din lipsă de lipsă, că s-a arătat împărăția cea de obște. Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că din mormânt iertarea răsări. Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului. A stins-o pe ea cel ce a fost ținut de ea, prădat a iadul cel ce s-a coborât în iad, umplutul a de amărăciune, fiindcă a gustat din trupul lui. Și aceasta mai înainte, înțelegând-o, Isaia a strigat, iadul s-a amărât întâmpinându-te pe tine jos, amărâtul s-a că s-a stricat, s-a amărât că a fost batjocorit, s-a amărât că a fost omorât, s-a amărât că s-a surpat, s-a amărât că a fost legat. A primit un trup și de Dumnezeu a fost lovit. A primit pământ și s-a întâlnit cu cerul. A primit ceea ce vedea și a căzut prin ceea ce nu vedea. Unde ți este moarte boltul? Unde ți este iadul nebiruința? Înviat a Hristos și tu ai fost nimicit. Sculatul s-a Hristos și-au căzut diavolii. Înviat a Hristos și se bucură îngerii. Înviat a Hristos și viața stăpânește. Înviat a Hristos și niciun mort nu este în groapă. Că Hristos, sculându-se din morți, începătură celor adormiți s-a făcut. Lui se cuvine slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat. Preacucernice Părinte Protopop, iubiți credincioși, mulțumim lui Dumnezeu că n-a luat mila sa de la noi și ne-a mai învrednicit încă o dată de această mare bucurie pe care o simțim întotdeauna la acest slăvit și dumnezeiesc praznic al învierii din morți a Domnului nostru Iisus Hristos. Suntem în cea mai luminoasă noapte, în noaptea de înviere. Suntem după cea mai frumoasă slujbă din cultul Bisericii Ortodoxe, slujba de înviere. Suntem cu toții cuprinși de un fior sfânt, de o stare de bucurie pe care ne-o dă acest imn al învierii, pe care îl cântăm și îl repetăm cu toții, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Ne dă fiori adevărul pe care îl mărturisim, ne dă fiori
o putere tainică ce este ascunsă în această minune a învierii lui Hristos. Cea mai mare minune și cea mai mare taină. Învierea lui Hristos este praznicul care ne aduce lumină în suflet. Așa se și începe slujba de înviere, cu o chemare simbolică, veniți de luați lumină. Și credincioșii se apropie și își aprind lumânările și în bezna și în tunericul nopții se face lumină. Și această lumină este simbolul lui Hristos, care este lumina lumii. Această lumină pe care ați primit-o și în această noapte de înviere a fost adusă de la Sfântul Mormânt, de la Biserica Învierii din Ierusalim. Și astfel, o parte din ființa noastră este părtașă, este martoră la această minune a Învierii lui Hristos, care se repetă în fiecare an. În fiecare an, la Sfântul Mormânt, se pogoară din cer Sfânta Lumină. Și credincioșii care primesc lumina, o primesc pe această lumină și acest foc nematerialnic care se aduce, iată, în toată Ortodoxia, în toată Biserica, ca toți să ne luminăm, ca toți să ne bucurăm, ca în fiecare suflet să se aprindă lumina nădejdii a Învierii lui Hristos. Iubiți credincioși, praznicul Învierii este cel mai mare. Este praznicul pe care, pentru care ne pregătim cu cea mai mare seriozitate, cu cea mai mare smerenie. Și simțim această bucurie în noaptea de Paști și în zilele de Paști, pentru că ne-am curățit și noi simțirile, cum spun cântările din canonul Învierii, să ne curățim simțirile ca să-L putem vedea pe Hristos strălucind cu lumina cea neînserată a Învierii. Ne-am pregătit prin post și prin rugăciune. Unii mai mult, alții mai puțin. Cei mai mulți dintre dumneavoastră ați găsit și drumul cel strânt, dar plin de bucurie, către scaunul spovedaniei și către Sfântul Potir. Și ați lăsat în scaunul spovedaniei, înaintea lui Hristos și a preotului duhovnic, sarcina cea grea a păcatelor care apasă sufletele noastre și ne depărtează de Dumnezeu și ne depărtează și ne înstrăinează și de cei de lângă noi. Ne-am apropiat apoi cu umilință, cu smerenie, cu cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care spune, dintre păcătoși, cel dintâi sunt eu, de Sfântul Potir, și-am primit trupul și sângele lui Iisus Hristos, adevărată mâncare și adevărată băutură. Ne-am pregătit cu fapte de milostenie. Ne-am pregătit cu sfintele slujbe la care ați participat mulți dintre dumneavoastră în fiecare zi sau în fiecare duminică, sărbătoare sau zi sfântă din postul mare, cu post, cu înfrânare, cu metanii, cu milință, cu lacrimi de pocăință. Și Biserica ne cere acest lucru pentru a pătimi și noi cu Hristos. Pentru că ziua aceasta sfântă a Învierii a urmat după o zi tristă de răstignire, după o săptămână întunecată, săptămâna patimilor, la care ne-am făcut părtași, ascultând cele 12 Evanghelii a Sfintelor Patim, cântând apoi, cu durere în suflet, prohodul Domnului nostru Iisus Hristos. Și după acestea, iată-ne astăzi bucurându-ne de slujba de înviere.
de bucuria învierii. Pentru că învierea lui Hristos înseamnă și învierea noastră. Învierea de acum este o repetiție pentru învierea de obște. Când Hristos ne va chema pe noi la înviere, învierea lui Hristos înseamnă și învierea noastră de acum, din mormintele păcatelor în care ne găsim. Și de aceea, dacă am lepădat păcatele și ne-am unit cu Hristos euharistic, suntem fii ai învierii. De aceea, pe suflet, pe inimile și pe fețele noastre să așterne bucuria, pacea, o bucurie sfântă, pe care nu o simțim decât în noaptea învierii și pe care ne-o aducem aminte și din copilărie, când eram duși de mânuță la slujba aceasta din noapte de înviere și ne bucuram de lucruri noi, care simbolizeau înnoirea noastră sufletească. Iubiți credincioși, fiecare sărbătoare este un prilej de a ne întări în credință, de a ne întări în nădejde și al prasnic mai mare decât a ne întări în nădejdea, încurajarea, nu este decât învierea. Pentru că El risipește cea mai mare teamă și dă răspuns la cea mai grea problemă, ce este cu moartea, ce urmează după moarte. Învierea lui Hristos anulează caracterul tragic și ultim al morții și face din ea o poartă, face din moarte nu o despărțire pentru totdeauna, ci o întâlnire. Murim pentru a învia, pentru a învia și a ne întâlni cu Hristos și pentru a petrece împreună cu El. Învierea lui Hristos ne mai învață ceva, că El a biruit nu numai moartea, ci a biruit și răutatea oamenilor. Fără învierea lui Hristos, parcă omenirea își urma un curs înfundat și absurd, pentru că am văzut în vinerea patimilor pe Hristos răstignit, pe Iuda numărându-și banii, pe Caiafa mulțumit de izbânda lui ușoară, pe Pilat spălându-se pe mâini, pe ucenici ascunși, pe Hristos batjocorit. Dar cu cât a fost umilința mai mare, cu atât mai neașteptat a fost și bucuria învierii. Nu-i biruința mai mare în istorie ca și aceasta lui Hristos. Au fost mulți împărați care au repurtat victorii lăudate, dar niciuna ca și a lui Hristos, care a schimbat cursul omenirii. Dacă nu era învierea lui Hristos, n-ar mai fi fost creștinismul, n-ar mai fi fost biserică, n-ar mai fi fost Evanghelie și apostoli și credință și sfinți și mucenici și iubirea creștină și atâtea opere sfinte. Dar iată că Hristos a biruit răul și moartea și ne învață și pe noi să avem nădejde, să avem speranță, indiferent cât de mari vor fi grijile și necazurile și răutatea din lume, răutatea oamenilor și acelui rău a fost biruită de Hristos. Și fiecare om care își pune nădejdea în Hristos cel înviat, își risipește îngrijorarea, simte că nu-i singur. Acest Hristos înviat, în care credem, pe care îl mărturisim, să vă fie ceasornicul după care să vă orientați sufletul, inima și viața. Este ușor în noaptea de Paște să aprinzi lumânarea și să o ții câtva timp la slujba de înviere. Este mai greu să păstrăm această lumină a lui Hristos pe care am luat-o în suflet, să o păstrăm în continuare și să facem ca din ea să se lumineze și alții. Noaptea de înviere, iubiți credincioși, simbolizează viața noastră. Ieși întuneric,
întuneric afară, dă-i și lumină, Hristos aduce lumină. Și în viața noastră este și lumină, este și întuneric. Întunericul îi dat de păcate, de răutate, de indiferență, de neajunsuri, dar este și multă lumină. Și să avem priceperea să putem vedea ce e frumos și luminos în jurul nostru. Când vezi o mamă cu pruncul în pântece, este un izvor de lumină. Când vezi un tată cu fiul în brațe, este un izvor de lumină. Când vezi un surâs, un zâmbet sincer și o vorbă fără vicleșug, este izvor de lumină. Când vezi pe cineva dăruind o floare sau o pâine, răspândește lumina. Să căutăm, iubiți credincioși, să fim nu numai primitori ai luminii lui Hristos, ci și păstrători și să o răspândim în familiile noastre, în locul unde suntem. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, înainte de a se împărți Sfintele Paști, mulțumim lui Dumnezeu pentru acest praznic, aducem mulțumire familiilor care oferă Paștile în acest an, familia Jurcă, Olimpiu și Carmen, fetița lor, și familia Suciu, Ioan și Ioana, cu cei doi copii. Pe lângă Sfintele Paști, care ne le oferă cu drag, au îmbrăcat și Sfântul Altar, acoperimentele pe Sfânta Masă și Dvera și tot ce este în altar, îmbrăcăminte, este donația dânșilor, precum și florile, ouăle roșii pentru copii, lumânările împodobite, lucru pentru care pot fi mulțumiți și fericiți, iar noi rugăm pe Dumnezeu, cum să spunem popor, ca să ierte păcatele celor care au plătit Paștile și să le ajute. De asemenea, mai facem un anunț. Familia Savău, de pe strada Vânătorilor, ne-a făcut un mare dar de Paști. A pus ca instalația de clopote să fie acționată la motor electric, așa că ne-a scutit de multă muncă, a fost o instalație scumpă, îi mulțumim și Dumnezeu să-i răsplătească. Să-i răsplătească!